Accidentul s-a produs pe strada Tudor Vladimirescu din Alexandria. Tinerii s-au luat la întrecere într-o cursă nebunească, fără să se gândească la consecințe. La un moment dat, când unul dintre șoferi a vrut să depășească, în cursă a acroșat un alt autoturism, parcat pe marginea șoselei. În final, toate cele trei mașini au fost avariate. Poliția a ajuns de urgență la fața locului, dar prezența agenților nu i-a descurajat pe scandalagii. Spiritele s-au încins și s-au luat la bătaie de față cu polițiștii. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma spiritele. Bătăușul care a pornit scandalul a fost dus la secție. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs evenimentul rutier.